Încă de la primele ore ale dimineții, locuitorii comunei Buciumi au început să se ducă la vot. Printre aceștia s-a numărat și primarul comunei Buciumi, Ioan Eugen Lazar. Aici, la secția de votare care a fost amenajată în sediul primăriei Buciumi, este așteptat din clipă în clipă să sosească primarul acestei comune, Ioan Eugen Lazar. Domnia sa va veni însoțit de către membrii ai familiei pentru a-și exercita dreptul de vot aici, la secția de votare care s-a deschis la ora 6. Fără niciun fel de incident, sunt așteptați și localnicii din comuna Buciumi pentru a veni să voteze, iar acest lucru se va întâmpla cel mai probabil după ce oamenii își vor rezolva problemele prin gospodărie și după ce vor ieși de la slujba de la biserică, astfel încât ei să vină în număr din ce în ce mai mare la vot. Domnule primar, de ce considerați important votul de astăzi? Este un vot foarte important pentru noi, cetățenii acestei comune, și sigur pentru toți cetățenii acestei țări. Este important pentru faptul că acolo trebuie să trimitem niște oameni competenți, niște oameni care să ne reprezinte, niște oameni care își iubesc țara și sigur, prin ceea ce fac ei acolo, sigur, știm foarte bine, 70% din legile pe care le aplicăm noi în țară se fac la Bruxelles. Deci este foarte important să trimitem acolo oameni de bază și, sigur, care să facă în așa fel încât și la noi în comună să se simtă că aceste legi vin în spiritul și în folosul cetățeanului. Domnul primar, cât de important este pentru noastră votul de astăzi? Este foarte important pentru că eu conduc această comună și, cum vă spuneam și mai înainte, este un lucru bun să facem legi bune acolo la Bruxelles, care să ne reprezinte pe noi aici în teritoriu, pe fiecare dintre noi, pe fiecare cetățean în parte. Aveți un îndemn pentru Sălăjeni astăzi? Am un îndemn pentru Sălăjeni, pentru toți locuitorii Sălajului, în special pentru cetățenii comunei Buciumi. Îi chem să vină la vot în număr cât mai mare, să voteze așa cum le dictează conștiința.